Institutul de Științe Spațiale de la Măgurele a creat o aplicație cu ajutorul căreia o persoană va putea afla dacă a intrat în contact cu un pacient infectat cu coronavirus. Sistemul va funcționa prin intermediul Bluetooth, care va stabili conexiunea dintre telefoane și posibili contacti ai persoanei bolnave. Aplicația pentru telefon va detecta posibilii contacti ai unei persoane bolnave de COVID-19 printr-un cod anonim care este generat zilnic. Putem identifica contactele care se desfășoară pe o distanță de până la 3 metri și cu o durată de 10-15 minute. Aplicația este gratuită și funcționează cu condiția ca Bluetooth-ul să fie pornit, iar în unele cazuri și cu funcția de localizare. Codul anonim poate fi încărcat pe un server de către medic, iar persoanele care au intrat în contact cu pacientul infectat vor primi mesaj de avertizare. Să spunem acum că unul din utilizatori este identificat cu virusul COVID și permite autorităților, cadrului medical, să urce acei identificatori pe un server. Și eu, acum, în acest moment, celălalt utilizator pot verifica dacă am avut contact cu un pacient. Și în momentul în care verific contactele, mi se spune că am un contact cu acest utilizator. Informarea se face aproape instantaneu din momentul în care persoana care a fost detectată cu COVID a permis personalului medical să urce codul acesta anonim pe server, iar persoanele care primesc avertizarea o privesc iarăși în mod anonim. Părerile despre noua aplicație sunt împărțite printre români. Când o să apară, o să mă gândesc dacă o pun sau nu. Probabil să mai reduce riscul. Mi se pare o idee foarte bună, dar și riscantă în același timp, din nou, pentru că s-ar putea să nu se registreze toată lumea și s-ar putea să nu declare toată lumea lucrul ăsta. Proiectul va fi disponibil de la jumătatea lunii septembrie. Aplicația face parte dintr-un program de cercetare finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, iar bugetul alocat este de 165.000 de euro.